Se pare că și Dan Petrescu este infectat cu COVID. Ei, dorim sănătate multă. Și noi de asemenea, dar îngrozitor ceea ce se întâmplă? Eu am trecut prin asta și este foarte deranjant. Să se ducă la spital, că fără asta și eu am fost internat anul trecut, când nu știa nimeni că de coronavirus ăsta. Am venit cu el din Spania, de la meciul Barcelona cu Manchester United. Ce facem cu toate aceste cazuri? Pentru că CFR se afla îngrenată în această luptă, la titlu. Mai joacă? Mai are când? Astea... Nu putem trage de acel 3 august pentru a se termina? Întărește ideea dumneavoastră de a opri play-off-ul? Părerea mea este că play-off-ul ar trebui să se termine, adică să se continue și play-out-ul să se oprească. Și patru din divizia B să promoveze, să face un campionat de 18, televiziunile ar fi foarte bucuroase ca o, da, 18 echipe. Vorbiți de televiziuni, dumneavoastră știți cel mai bine cum este această negociere. Dacă se oprește, vor fi niște penalități din partea deținătorului, nu? Nu, pentru că e caz de forță majoră. A plătit niște bani ca să se joace niște meciuri. A fost caz de forță majoră și bănuiesc că au o clauză în contract, așa cum am făcut eu contractul acum câțiva ani de zile. Eu aveam și garanții. Eu le luasem și garanții. Știi? Ei dar noi nu avem garanții acum că există această clauză. Ei au făcut contract fără garanții. Eu dacă greșeam așa cum au greșit ei până acum, eram linșat. Dar știți că dumneavoastră spuneți acum cumva că domnul Gino Iorgulescu, nu, săracul, care știe atâtea... Nu m-aș repezi în Gino Iorgulescu cu criticile, pentru că prin necazul care a trecut el cu băiatul lui, nu doresc nici la cei mai mari dușmani ai vieții mele. El a fost unul din marii mei dușmani, adică s-a constituit parte civilă în fals să mă bage la pușcărie. Și totuși eu nu-l dușmănesc. Și nu-i vreau rău, nici lui, nici fiului lui. Dar mai știți ceva despre asta? Și atunci când e căzut, e păcat să-i mai dau și eu niște bombeori. Mai știți ceva de băiatul dânsului? Nu știu. Și nici nu vreau să comentez, pentru că este un lucru înfiorător. Și nu vreau să comentez asemenea lucruri. Dar mă întorc și spun că... LPF a greșit. Atunci când m-au schimbat pe mine, de mai bine au făcut că m-au schimbat, că prea mult stătusem, 20 de ani, sunt ani mulți. Și dacă mă prindea treaba asta, dar abuzul care s-a făcut, cum să faci tu prim-ministru să strângi patronii și președinții de cluburi și să îi forțezi să nu voteze cu Dragomir și să vii și la televizor și să recunoști chestia asta, Ponta, nu se poate așa. Și mi-am dat seama acum că un infractor m-a dat afară. Că el este un infractor recunoscut. Un infractor cu diplomă. A făcut un abuz, m-a dat afară. Nu i-am făcut reclamație nici lui. Nu fac reclamație la nimeni, să fie sănătoși. Dar culmea este că toți cei care au trădat atunci și au votat împotriva mea, praful s-a ales. Fiți atenți aici. Piatra Neamț a căzut. Vasluiu a căzut, Galațiu a căzut, Rapidul a căzut, Steaua n-au luat niciodată, de când m-au dat pe mine afară, niciun campionat. Niciun campionat. Stați că așa, Corona Brașov a căzut, FCM Brașov a căzut, ăștia de lângă București, ziceți, mai e una care sau două care au votat împotriva mea, au căzut și ele. Ziceți, mă, către militari, comuna din e în divizia B acum. Chiajna. Așa, vezi. Chiajna a retrogradat. Deci toți care au votat împotriva mea, pe timpul meu era în prima ligă. Acum au căzut, s-a ales praful. Unele sunt prin divizia C, altele au căzut până în județ. Astea.
Dinamo, s-a ales praful și de Dinamo, Steaua n-a luat niciodată campionatul, Rapidul a retrogradat. Deci toți care au fost împotriva mea, de toți s-a ales, să zic așa, a venit câte o furtună peste ei, parcă, vedeți că e cineva sus așa că le aranjează pe toate. Vă simțiți răzbunat? Nu, doamne, îmi pare rău, de exemplu, de câteva echipe chiar îmi pare rău, de Rapid îmi pare rău, de Dinamo îmi pare rău, cum să nu, îmi pare rău, de FCM Brașov îmi pare rău, chiar dacă a votat împotriva mea, cum să, am fost acolo 7 ani președinte la Brașov. Nu, sigur că îmi pare rău. Nu îmi pare rău de unii care au fost negri în cerul gurii așa și mi-au vrut rău. Uite că nu-și mai revin. Dar ați menționat FCSB și v-aș întreba cum vi se pare, domn președinte, ceea ce se întâmplă, că spuneați, nu mai iau un trofeu de atâția ani. Este antrenorul... Părerea mea este că... De fapt, Gigi și nu iese? Incorectitudinea lui Gigi în multe privințe l-au adus aici. Deci necredința. El e foarte credincios, dar părerea mea este că l-a pleznit Dumnezeu când a fost fals și de asta i-a dat acum peste... Când a fost fals? Inclusiv când a fost împotriva mea și când a făcut dar... Ca Gigi. Bine, haideți că oricum rămâne celebra aceea. Dar eu l-am făcut oligofrenie zdreanță, dar nu ne-am jignit, nu? Dar ca Gigi Becali, eu mi-aș dori să mai fie măcar 5-6 patroni în România. De ce să nu vedem și lucrurile bune? Gigi a făcut foarte multe greșeli și face greșeli în continuare. Dar mă, trebuie să-i scoți în evidență și lucrurile bune dacă ești un om de caracter. Iar Gigi a făcut lucruri bune, să știți, în fotbal. Păi, și a făcut puțin. Nu numai în fotbal lucruri bune. Bine, a luat pământuri mai mult gratis, a avut noroc și minte. Le-a vândut 400 de ori mai scumpe. A băgat bani în spitale, a băgat bani în biserici, a băgat... Bine, te duce mintea. Dar se joacă cu fotbalul? Dumnezeu, este jucăria lui. El a înțeles capitalismul mai bine decât noi toți. Nu e corect așa cum l-am... Sclavul e sclav și el cu noroc trebuie neapărat să facă burta mare. Nu știu dacă metafora mea e bună, dar mă rog. Dar el a făcut și lucruri bune. Mi-aș dori să fie încă 4-5 patroni ca Gigi Becali. Da, dar umilește antrenorii. L-a umilit de curând și pe el, Bogdan Argeș-Vintilă, l-a trimis la echipa a doua. El l-a umilit pe Băsescu, pe toți ăștia, mari conducători, pe Vadim, marele Vadim, pe Unescu, pe ăștia, pe toți. I-a umilit și Gigi Becali, pe toată lumea a umilit. Și el fiind umilit de mulți, inclusiv de jucători. Așa că... A greșit și din punct de vedere al marketingului, nu trebuia să-l dea pe Ducadam afară, chiar dacă plătea de la el, care are destui bani, din buzunar. Chiar dacă plătea din buzunar. Eu, dacă aș fi în locul lui, aș face de așa natură, l-aș aduce, așa ar fi un plus de imagine pentru el. L-aș aduce înapoi pe Ducadam. Ce contează la asta? Unde mai vedeți împăcare din aceasta, după câte și-a aruncat? Nu, Ducadam a fost foarte rezervat, mie mi-a plăcut, îl felicit pe Ducadam, să știți. Eu dacă eram, la ce era la gura mea, îți dai seama, dacă îi scoteam și de acum 150 de ani. Dar Ducadam mi-a plăcut. Să știți că Ducadam are minte, mi-am dat seama că are minte acum, că nu s-a luat în gură cu ăsta. Îți dai seama ce putea să-l jignească. Dar credeți că o să-l jignească pe Toni Petrea, de exemplu, dacă nu se câștigă finala cupei? Nu. No. Nenorocire mondială la FCSB. Ce bine are Toni, dacă... săracul de el. Când ai venit la FCSB? Când ai venit la Steaua, pentru mine FCSB este Steaua. Când ai venit la Steaua și ai venit la Gigi Becali, știi sigur că ești sub condiția de slugă. Deci sub condiția de sclav. Este normal. El vreți te plătește, să spuneți că au el venit conștienți atât de anume. Sigur că da. El te plătește antrenori cu bani mulți. Toți antrenorii care au fost la Gigi Becali, absolut toți, rețineți ce vă spun, toți au fost sclavi. Inclusiv Olăroiu? Toți. Pițurcă?
pe pițurcă, pițurcă, ia stați de vorbă cu pițurcă, de ce a plecat? Că n-a acceptat. Păi ce se merge cu pițurcă? Pițurcă are o personalitate. Asta deci, e, pițurcă n-a fost ăsta sclav. E antrenor. No, ăsta e antrenor. Așa trebuie să fii. Și Cosmin Olăroiu nu este? Nu știu, nu, n-am lucrat cu... nu-l cunosc. Nu-l cunosc, dar am înțeles că e un om serios.